Verben, numărul 1 în tratamentul T1. Am revenit, agricultura o șansă pentru România. Vă spuneam înainte de pauză că vom discuta despre acest program Casa Verde și iată titlul, mă rog, de fapt esența unei știri pe care am văzut-o chiar astăzi. După sincopele de anul trecut provocate de blocarea programului de către o instanță de judecată, Casa Verde Fotovoltaice 2023 a intrat pe un făgaș normal, iar instalarea panourilor fotovoltaice în gospodării este în plină desfășurare. Administrația Fondului de Mediu a primit deja și primele cereri de decontare a lucrărilor și urmează să facă plățile în termen de 60 de zile. Bun, verificăm dacă toate aceste lucruri se întâmplă și în realitate, adică din declarațiile oficialilor, dacă chiar așa stau lucrurile și în realitate, împreună cu domnul Dan Tudose, este fondator al e-acumulator.ro. Bună ziua, Dan Tudose, vă mulțumesc pentru prezență. Bună ziua, mulțumesc pentru invitație. Deci, e corectă informația aceasta? Au început să se instaleze, s-au trimis și cereri de decontare. Cum funcționează, la ce viteză funcționează programul, după cum știți dumneavoastră, din teritoriu, ca să zic așa? După o pauză. Valuri. Programul a început, sunt în desfășurare instalările în toată țara și sunt depuse spre decontare și dosare de prosumatori, certificate de acordare pentru prosumatori. Sunt depuse spre decontare la Administrația Fundului pentru Mediu și așteptăm să se respecte termenele de decontare. Aha, deci în general se respectă termenul de decontare de 60 de zile cât zice Administrația Fondului pentru Mediu sau se mai întârzie plățile? Acest program avem 2023, avem un termen bine stabilit care așteptăm să fie respectat. Pentru programul anterior a existat un termen neprecizat în ghidul de finanțare. Chiar și avem termene de contare mai mari de un an de zile, mai mari de un an și 3 luni. Deci sunt întârzieri la plată, nu spuneți? Sau au fost în program? Sisteme instalate și certificate de racordare, prosumatori care livrează în rețea de mai bine de un an de zile și iar instalatorii nu și-au primit banii pe aceste sisteme fotovoltaice instalate de mai mult de un an de zile. Sperăm că în 2023 acest program să respecte autoritățile promisiunea și contractele astfel încât să fie decontate în termen de 60 de zile de la data decontării. Da, da, da. Bun, să remarcăm că vorbim despre programul pe 2023. El știm bine că a avut întârzierile pe care le știm, motivele le cunoaștem. Întrebarea e, va mai exista și un program 2024 din ceea ce putem vedea acum din declarațiile eu știu, de la oficialul român sau e prea devreme să discutăm despre acest lucru? Autoritățile au comunicat că va exista un program, deocamdată, iată, ne apropiem de mai, luna 5 din 2024 și nu avem niciodată clar când va fi publicat un ghid sau ce schiță de ghid avem. Interesul viitorilor consumatori al fiecăruia dintre noi care are o suprafață de acoperi și un consum de energie este mare și deci așteptăm de partea autorităților date clare de începere a unui program pentru 2024 și un ghid de finanțare care se poate fi aplicat, poate fi discutat și toți instalatorii și beneficiarii să fie în cunoștință de cauză ce prevede acest posibil nou ghid, ce număr de sisteme poate fi instalate într-un program de subvenționare, pentru că vedem că în toate celelalte țări care își doresc să instaleze sisteme fotovoltaice, aceste planuri sunt mai transparente, mai clare și oamenii știu ce își pot instala și când își pot instala. Deci avem mari planuri pentru 2024 doar pe hârtie, așteptăm să se întâmple și ca autoritățile se miște în acest domeniu. Am înțeles, deci ar trebui să se întâmple ceva. Vreau să vă întreb, această
model 2023 și aici mă refer la felul în care a funcționat el cu alegerea instalatorilor de către public, de către beneficiari. Vi se pare că este eficient? Ar trebui continuat pe această idee? Și pozitiv și negativ. E un program mai ușor de implementat decât anteriorul. Mulți oameni care nu au acces la internet, la calculator și să-și aleagă și să poată și încarce documente într-o platformă informatică, nu au. Înțeleg că va exista prin intermediul autorităților locale diverse programe de educare a viitorilor posibili beneficiari în a scana documente, în a-și încărca aceste documente în aplicație informatică, pentru că în mediul rural, cel puțin, dar nu numai, nici poate nu are acces la internet, la o adresă de e-mail, pentru a-și a scana documente, a compara aceste certificate, de câte tipuri există ele și le-a încărcat pe platformă informatică. Nu e chiar la îndemână pentru toată lumea, dar este mai bine decât programul anterior. Am înțeles. Deci e un pas nu foarte mare înainte, da? Dar e un pas înainte, până la urmă. Este un pas înainte. Ne așteptăm ca acest nou program, să spunem, anunțat în 2024, să ia în considerare și mediul rural, pentru ca fiecare om de pe stradă să aibă acces în mod egal, să aibă șansă egală față de un om care are un acăzator zi de zi, 8 ore pe zi și își poate scala, încărca documente, să verifice autenticitatea lor, dacă sunt semnate digital sau nu, dacă sunt în forma corectă pentru taxa locală, pentru ANAP și așa mai departe. De acord. Văd, apropo de știre, șeful AFM estimează că majoritatea lucrărilor pentru beneficiarii programului din 2023 vor fi finalizate până la luna septembrie. Vi se pare un termen realist, domnule Tudose, sau nu? Da, până la luna septembrie sunt șanse ca sistemele să poată fi instalate. E bine să fie și anulate pe parcursul anului aceste instalări, astfel încât să fie o cadență unitară, la fel și autoritățile să poată să analizeze, să poată conecteze la rețea în primă fază, operatorii de distribuție a rețelelor electrice și să accepte acest surplus de energie și autoritățile să deconteze, să aibă bugetul, banii pregătiți pentru a deconta, pentru a nu mai aștepta, pentru că vedem programul anterior, mai bine de un an de zile, termen de decontare. Ce este bine este că vedem și acest preț cu energia, că este mai mic față de anii anteriori și deci ne interesează ca energia să fie disponibilă și ieftină, pentru că să aduce un plus valoare pentru cei care consumă energie și produc materiale, prelucrează materii prime, plus valoare economiei și la nivel local și la nivel central. Ne interesează ca energia aceasta ieftină pe care consumatorii mici și mari, prin programe guvernamentale sau prin fonduri proprii sau prin leasing, să-și poată instala aceste sisteme, să-și deducă facturile de energie și surplusul să poată fi folosit pentru a aduce plus valoare economiei românești. De acord. Doar o scurtă concluzie v-aș ruga înainte de a vă mulțumi pentru prezență. Înțeleg că până la urmă important este să vină un semn care să arate că și programul pe 2024 ar trebui lansat, nu? Da, ne avem nevoie de programe anuale și multianuale, adică în fiecare an trebuie să știm ce este de instalat, care sunt cei care pot participa, care nu. Dacă include stocarea de energie, vedem că rețelele au și ele probleme și au nevoie de investiții, putem să suplinim aceste investiții, dar nu să le eliminăm prin instalarea de stocare, de energie, de baterii la fiecare dintre noi, să putem furniza surplus de energie în rețea, dar să și putem stoca această energie. Prețurile cu stocarea energiei, cu bateriile de acumulare, cu acumulatorii, sunt la un nivel foarte mic și există un interes în toate țările
Vedem și Austria, Germania și țările de est au programe de subvenționare pentru stocare de energie. Iată că, odată ce ne instalăm sistemele fotovoltaice, trebuie să facem ceva și cu această energie. O dăm către rețeaua națională și primim beneficiu sau energie înapoi. O dăm cu zboare, o stocăm această energie pentru a o folosi pe parcursul nopții, când nu mai avem ție de la soare. Și contează foarte mult pentru a produce la capacitate maximă din sistemele fotovoltaice, să avem măcar o parte de stocare la consumator. De acord. Vom mai discuta pe aceste teme. Vă mulțumim acum pentru informațiile oferite și, desigur, vă așteptăm și în emisiunile noastre următoare. Mulțumim, Dan Tudose. A fost cu noi. Vă mulțumim și vă dorim sărbători liniștite. A fost alături de noi domnul Dan Tudose, este fondator e-acumulatori.ro. Până să facem următoarea legătură cu colega noastră Elena Picu din județul Argeș, care ne va și introduce într-un fel în atmosfera aceasta pascală, doar câteva titluri de pe agro-tv.ro. Avertisment de la DSVSA, atenție la carna de miel măsluită cu cartof, este un titlu. DSVSA este Direcția Sanitar Veterinară. Apoi, AFIR invită fermierii la finanțări de până la 1,5 milioane de euro pe proiect. Anunțul este de ultimă oră. Prețul porumbului și orzului pentru marfa livrată în portul Constanța, puteți citi pe agro-tv.ro. Și, cum spuneam, noi vești privind programul Casa Verde Fotovoltaică. Am discutat exact pe această temă. Acum suntem alături de colega noastră, Elena Picu, este corespondent Agro TV în județul Argeș și îți mulțumesc pentru prezența, Elena. Bine ne-am regăsit. Bună ziua! Bună ziua, Rudi, spun ție și salut de asemenea telespectatorii noștri. Așa cum ai amintit și tu puțin mai devreme, astăzi aduc în atenție și din Argeș acest subiect al sacrificării mieilor, pentru da, că... E important să dăm câteva semnale, nu? Să înțeleagă. Da, da, da. Argeșenii și nu numai sunt buni păstrătorii ai tradițiilor. Cei care până la acest moment nu au avut timp sau nu s-au preocupat să își procure cele necesare pentru pregătirea preparatelor de pe masa de Paște, mai au încă la dispoziție 2-3 zile. Este așadar pe ultima sută de metri acest program de procurare a celor trebuincioase, una dintre acestea fiind carnea de miel. La stânele din județul Argeș am discutat și eu cu directorul Direcției Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor, domnul director Sorin Sorescu. Da. Apropo de... Ți-a spus ceva, domnul director, de carne măsluită cu cartof? Uite, avem noi un titlu. Nu. Cine știe ce o fi vreo... Nu am întâlnit asemenea situații încă. Da. Și sperăm să nu fie nici pentru perioada următoare. Acolo Corect. Unde nu există posibilitatea sacrificării în centre mobile sau în abatoare, unități deci specializate, se poate autoriza și sacrificarea la stână. Trebuie ca acest crescător să facă o astfel de solicitare, însă comercializarea este avizată doar de medicul veterinar după ce se fac analizele de rigoare, așa încât rugăm argeșenii și nu numai să cumpere din piețe și din locuri ei autorizate pentru a avea certitudinea că au pe masă un produs sănătos și un produs de calitate. Chiar vedeam pe alte posturi cu carne de pește care a fost... Da, am văzut tragedia aceea cu peștele care... Sigur, că da, și o familie pește și... Din nefericire se întâmplă și astfel de situații. Pentru a evita asemenea tragedii, este bine să cumpărăm din locuri autorizate. Așa cum am spus și în știrea pe care vă propun să o vedeți în jurnalul Agro TV, este mare forfotă și la stâne și printre crescători, dar și printre păstrătorii tradițiilor, pentru că Paște fără miel nu există în județul Argeș. Și cred că nimeni, nicăieri în România, nu numai în Argeș.
Deci toată lumea este acum pe ultima sută de metri în febra cumpărăturilor, nu numai carnea de miel și la ouă trebuie să fim foarte atenți pentru că nu avem de unde să știm dacă sunt proaspete sau nu. Tocmai de aceea trebuie să cumpărăm din puncte autorizate, acolo unde produsele sunt verificate de către medicii veterinari. Asta deci, pentru a ne feri de surprizele neplăcute. De asemenea, băuturile, pentru că știm că aceste preparate tradiționale sunt asezonate cu băuturi, să fie din locuri autorizate, iar pe de altă parte, medicii recomandă să fie consumate cu moderație, nu toate odată și pe rând și nu în cantități foarte mari, mai ales acolo unde ne știm cu anumite afecțiuni, astfel încât să putem trece cu bine sărbătorile pascale. Deci cam aceasta este atmosfera în județul Argeș, cam acestea sunt semnalele pe care le trag instituțiile specializate, da, astfel încât să știm și să fim bine informați înainte de a cumpăra, pentru că de multe ori suntem atrași de niște prețuri mai mici și avem impresia și poate că sursele noastre nu sunt cele mai bune de unde cumpărăm, nu? Dar exact. Cel mai clar se poate, nu știu, se poate vedea aceeași ștampilă pe care o pune medicul veterinar sau e mai complicat, că vrei că nu e pe toată suprafața mielului. Păi nu este pe toată suprafața și acolo unde nu cumperi mielul întreg și iei anumite păți, că exact. Acum trebuie să ne mai gândim și la puterea de cumpărare, pentru că a scăzut foarte mult. Și apropo de puterea de cumpărare, în nordul județului sunt mulți crescători care nu au mărit prețul în comparație cu anul 2023 din dorința de a-și vinde marfa în primul rând și în al doilea rând din dorința de a-și fideliza cumpărătorii și de a-și păstra cumpărătorii, ținând cont că puterea de cumpărare a scăzut foarte mult. Pe de altă parte, așa cum știm, oile au fătat destul de devreme, a fost timp suficient, au început sezonul fătărilor undeva prin luna decembrie, așa cum am arătat și noi în emisiuni și în jurnalele AgroTV, deci au atins greutăți considerabile și sunt prea puțini care își permit să cumpere un miel întreg. Apoi mai sunt crescători care au un număr mare de sute de capete și atunci sigur că nu au speranța că vor vinde toți miei, tocmai de aceea mulți dintre ei și-au încheiat deja contracte sau măcar le-au menținut pe cele din anii anteriori pentru a putea livra și la export, pentru că știm partenerii lor tradiționali din Turcia, partenerii Arad, pe de altă parte, sunt cei care vor cumpăra berbecuții miei pe care poate nu reușesc să-i valorifice în perioada aceasta a sărbătorilor. Da, poate și încă o întrebare, Elena, te-aș mai ruga. Sunt piețe volante, mai apar piețe sau, nu știu, piețe mobile în această perioadă? Sau, în interiorul piețelor din județul Argeș au fost amenajate sectoare speciale destinate produselor din carne de miel și nu găsim doar carne de miel. Acolo găsim și pastramă, putem să găsim de asemenea și produse lactate, dar sigur că sunt separate, nu carnea la un loc cu produsele, cu brânzeturile, însă sunt raioane organizate și avizate și autorizate special de unde oamenii pot să meargă să își achiziționeze și pe de altă parte mai sunt și supermarketurile, să nu uităm. Exact, vreau să spun că acolo lucrurile sunt totuși destul de clare, oricât ne-am... Poate unora nu ne plac supermarketurile, dar totuși acolo sunt, aș spune, parcă e mai multă siguranță sanitar-veterinară. Poate, nu știu. Pe de altă parte, sunt oameni care vor să se ducă ei să își aleagă. Uite, eu îl vreau pe ăsta mai mare, să așa, așa mai mic. Da. Este alt farmec. Este ca și atunci când te duci să-ți culegi tu singur fructele din pom. Parcă au alt gust față de cele pe care le găsești în supermarket. Înțeleg că pot să facă lucrul acesta, nu? Că există și varianta... Cei care sunt interesați pot să facă cu condiția ca acel crescător să fi solicitat avizarea unui punct de sacrificare mobil. Deci, atenționările generale pe care le-am văzut la nivel de țară se aplică și în județul Argeș și noi recomandăm, noi presa, zicem, ca și vector de informație, recomandăm să fim foarte atenți
și chiar dacă dăm un bănuț în plus și cumpărăm mai puțin, dar măcar avem certitudinea că sunt produse verificate și că vom petrece sărbătorile cu bine, să nu existe surprize neplăcute. De acord. Îți mulțumesc, Elena, și sigur îți dorim și noi de aici, de la București, sărbători liniștite pascale și să ne reauzim, sigur, după sărbători, evident. Și eu doresc pe această cale tuturor telespectatorilor, colaboratorilor, colegilor, bineînțeles, sărbători frumoase și să ne auzim cu bine după această mini-vacanță. Da, mulțumim încă o dată, Elena Picu este foarte des alături de noi și îi mulțumim pentru acest lucru cu informații cu interesante de la, din județul Argeș și din zonă, de ce nu. Iată și astăzi a fost. Și sigur că mai avem timp de câteva minute pentru câteva titluri de pe agro-tv.ro, să încheiem astăzi această zi cu aceste câteva titluri. Director de la ANIF trimis în judecată pentru luare de mită și licitații trucate. Iată, se întâmplă chiar dacă este o zi mai aproape de sărbătoare. A crescut prețul grâului, cu cât se vinde azi marfa în portul Constanța. Este un alt titlu de pe agro-tv.ro. Sunt colegii noștri de la site, scriu des despre pe această temă. Este importantă pentru că dacă îi auzim și stăm de vorbă cu fermierii, vedem că una dintre problemele ultimelor luni a fost cea legată de prețul grâului, adică toată lumea se plângea de acest preț prea mic. Sigur, spune că se plângea e un fel de a te exprima, pentru că până la urmă prețul era dat pe de o parte de piața internațională, de piața europeană și nu în ultimul rând de negocierile directe, dar acolo proiectul e mai complicat. Apoi, practici frauduloase, 14 tone de produse lactate puse sub sechestru de ANSVSA, puteți citi și acest material. Sămânță certificată, primul pas pentru o producție sigură și stabilă. Este discuția, după cum știți, legată de semințele și de cât de, dacă ele sunt produse sau nu în România, sunt mai rar, dar poate că va trece și acest val. MADR, noutăți pentru crescătorii de porci avem, da? Deci se pot citi, puteți vedea și care sunt aceste noutăți care vin de la Ministerul Agriculturii. Și în fine, subvenții APIA, noi sume virate în conturile fermierilor. Deci iată, avem și bani în cont, mă rog, așa anunță APIA. Ne oprim aici cu Agricultura, o șansă pentru România. Vă invit să rămâneți pe AgroTV ca de obicei, urmează Ce vor plantele, apoi avem jurnalul AgroTV de la ora 19 și desigur vă invit ca mâine la aceeași oră, la ora 17, să urmăriți Agricultura, o șansă pentru România. Avem o ediție specială, aș numi eu, dedicată sau legată de ziua de 1 mai, ziua internațională a muncii. Veți afla cum se muncește în agricultură, cu ce salarii, cu câți bani și în ce condiții se poate lucra, nu doar atât, și alte analize. Așadar, rămâneți pe AgroTV, toate cele bune vă doresc, ne revedem mâine! Verben, numărul 1 în tratamentul T1.